Ca diabetolog fac foarte mult psihoterapie, da? Pentru că fiind o boală cronică, oamenii au nevoie să fie ascultați, oamenii vor să pună multe întrebări, oamenii sunt afectați de boala asta în viața lor de zi cu zi, pentru că viața nu se oprește acolo unde începe diagnosticul ăsta de diabet. Omul acela se întoarce acasă la el, în familia lui, la locul de muncă, are aceleași preocupări ca până acum, are aceleași lucruri pe care trebuie să le îndeplinească, doar că toate lucrurile astea se vor întâmpla cu povara acestei noi condiții a lui, acestei boli cronice. Și atunci oamenii ăștia au nevoie de foarte mult suport din partea medicului sau așa ar trebui să se întâmple. Dacă într-o boală acută medicul are rolul de a pune diagnosticul și a da tratamentul și pacientul ascultă frumos și a tratamentul, se vindecă și a plecat liniștit. Într-o boală cronică, medicul are rolul, în afară de a stabili diagnosticul, a hotărâ un tratament care se potrivește cel mai bine pacientului său, are rolul de a coordona pe termen lung această afecțiune și de a fi partenerul pacientului respectiv, de a face împreună o echipă. Adică nu suntem în tabere diferite, nu suntem într-o relație de subordonare, nu suntem concurenți, nu trebuie să ne mințim reciproc, pacientul să declare că este ascultător și a făcut tot ce i-am spus și eu să fiu foarte mulțumită că am primit răspunsul ăsta. Trebuie din contră să fim cât se poate de sinceri unul cu celălalt, pentru că cred că doar așa poți ajunge la un rezultat bun. În fiecare zi auzi acel nu pot. Eu, sincer să fiu, nu pot să respect regimul. Nu pot să mă abțin de la dulce. Nu pot să nu mănânc seara pentru că eu seara vin acasă și toată lumea mănâncă seara. Nu pot să nu mănânc ce nu am voie pentru că eu gătesc celorlalți din familie și știți cum e, nu mă pot abține. Nu pot să nu mănânc pentru că am gătit și nu vreau să le arunc, mi-e milă de mâncare. Avem o grămadă de nu-uri din astea pe care le punem nu pot, nu pot, nu pot, nu pot. Asta cred că vine în lupta noastră cea mai mare, să transformăm nu potul ăsta în pot. Adică, sigur, pot să respect ceea ce mi-ați spus, încercând să fac următoarele lucruri. Îmi reduc porțiile sau mănânc și ceea ce îmi place, dar nu o să o fac în fiecare zi. O să o fac într-o cantitate mai mică și cu o frecvență mai mică. Le voi găti și celorlalți, dar poate n-ar fi rău pentru ei să gătim împreună sau să mâncăm împreună un ceva sănătos. Că până la urmă, ceea ce trebuie să mănânce un diabetic este ceea ce ar trebui să mâncăm toți. Adică nu există, nu ai voie de aici înainte, nu o să mai ating niciodată de zahăr. Adică este utopie să credem că se întâmplă lucrul acesta. Dar dacă de aici înainte eu nu o să schimb absolut nimic din modul meu de viață, pentru că nu mă doare nimic, nu simt nimic, pentru că diabetul e mut. Diabetul se desfășoară într-un mod silențios, nu se întâmplă nimic în afară. Omul respectiv vine cu o hârtie cu analize în fața noastră, noi îi spunem un diagnostic cel puțin, că de multe ori diabetul e diagnosticat odată cu câteva complicații ale sale. Și atunci se trezește că pleacă de aici cu 3 diagnostice, dar el nu simte nimic diferit. El nu simte durere, nu simte că îi se întâmplă ceva în plan concret. Și atunci e greu să mă creadă pe mine, că din ziua de astăzi ai diabet, este o boală cronică, spun asta de fiecare dată, este o boală cronică, asta înseamnă că nu se vindecă. Este foarte important, pentru că de foarte multe ori, în momentul în care primesc acest diagnostic, ei încearcă să găsească soluții pentru a scăpa de diabet. Este primul gând care vine în mintea unora. Cum să fac să scap de diabet? Dacă o să ne concentrăm toată energia și forțele financiare, forțele noastre de zi cu zi așa, să scăpăm de diabet, practic o să fie o bătălie pe care o pierdem din start. Ideea este nu să scăpăm de el, ideea e nu să-l negăm, ideea este să facem în așa fel încât diabetul ăsta să fie prieten cu noi, prieten în sensul să-l putem gestiona pozitiv.